Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod de Metromania. Este partea 3 cu Metromania. N-am mai postat Metromania, cred că sunt 8 luni de când am mai postat, dar am luat și eu un cadru frumos. Skin-ul meu, vă place? Scrieți în comentarii. Mă rog, astăzi vom merge către... Vor merge de la Gara de Nord spre Dristor 2 cu un bombardier Movia. Am deschis ușile de siguranță pe dacă funcționează. Dar să dau volumul mai încet. Așa. Ok, bă, frate, bă, alo! Dar fii atent să vezi și fac asta. Fii atent. Fiți atenți să vedeți și fac asta. Ha, mă! Gat. Păi da. Stai acolo. Du-te de aici, de... Și-o meritat-o pe deplin. Pe deplin. Doi. Ceva. Și el merge, mă. Bă, așa ceva. Te mă, frate, unvu. Du-te, mă, de aici. Ce tare. Voi da să-și păstreze locul. Am venit primul. La mă las să plec sau nu? Vom face manevre. Mă duc spre Piața Victoriei. Sunt Piața Victoriei 1, după aia mă întorc la Gara de Nord și bag din nou trenul în remiza Gara de Nord. Bă, nu mai pot. Stai că vine unul, stai. Ăsta e el, pun pariu. Dă-i mai repede un... Nu! Mă deraiază, bă! Ce terminat! Ce tembel! Ia uite-mă! N-are și el la revanș. Stai că îi fac eu cu acum. Nu, deci vom face cu Iva, că m-a enervat copilul ăsta. Aștept să... Aș vrea să nu mă despawnez. Frate, nu mi s-a părut deloc corect, pentru că... Mă, am așteptat... Stați un pic, băieți, o să punem acest videoclip un pic pe pauză. Ok, băieți, am revenit după conflictul cu ăla. Ne revenim și ne facem manevrele. De fapt, nu o să pun niciun afișaj. Nu-mi place că Metrovox-ul este cu Game Pass. Da, mergem cu un Ivatem. Este frumos. Nu o să opresc în sta... Nu o să opresc... nu o să deschid ușile în stații, doar o să vă arăt cum face Ianis manevrele când vrea să ajungă în depoul, în remiza Gara de Nord. Și acum asta vreau să vă arăt, asta fac eu de obicei.
I-am dat un pic viteză în cale legea. Opa, deci... Zice, e tare la asta, la trenul ăsta, pentru că, frate, de-abia am cap pe stație. De-abia am cap pe stație. S-a schimbat? Da, s-a schimbat. Este, începe Metromania să fie cam popular, deoarece se bagă multe trenuri, o să se bage și CAF-ul, dar ne-am promis că o să se bage și CAF-ul la început de vară și este aproape sfârșit de iunie și acum facem manevre, n-avem bani manevrele, îi dăm ușor, că deja aici o să fac prima manevră. Cred că, da, de aici o să fac. Nu este complicat deloc. Dacă veniți pe sensul, deci cum veniți spre Piața Victoriei 1, așa cum sunt eu acum și schimb acasul de exemplu, îi dăm așa. O dată așa. Se vorbea că o să se bage și dispecer și dacă o să se bage dispecer, o să fie tare să se bage și autovoice la, cum se numea, don't change on other train, it's already driving on the switch, așa. Intrăm frumos așa, sper să nu vină nimeni, Doamne ajută, toți că mă uit cu shift-ul, spunem că nu e nimeni, are miză. Nu este nimeni, nici în stație, nici în remisă. Este bine. O să o iau pe contrasens, v-am mai zis odată. Nu știu, dar eu mă joc cu sensibilitatea mare la mouse. Cred că am intrat prea tare. Deci, intrăm. Putem schimba cabina pe C. Este mai simplu să schimbați pe C decât să... Noi putem să facem și rapid, deschidem ușa de la cabină și deschidem ușa, de exemplu, așa. Deschidem ușa de la cabină și ne schimbăm în cabina cealaltă. Dar, cum fac eu acum? Nu! Mă rog! Deci, stai, că plec. Da, deci o să mergem... Deci noi acum mergem spre Basarab și acolo vom face oprirea acestui videoclip, aici se va încheia. O să vedeți cum zic eu anunțul, îi dau mai tare că cred că era un pic să deranjez pe cineva. Dar aici e legătura, cred că am deschis-o și le-a mers. Din greșeală. Nu știu, dar mă încurc în butoane când vreau să apăs D. Da, mă rog. Este foarte frumos, vedem și din interior. Până aici. Din Basarab? Basarab? La limită. Deci hai să vă arăt când fac eu roleplay cu cineva, prieten. Fiți atenți, cum zic eu, atunci când închid ușile. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Crângaș cu peronul pe partea stângă.